Gândește-te de câte ori ai avut o idee genială, atât de pozitivă încât putea schimba viziunea și viața acelei persoane, iar când plin de entuziasm te-ai dus să o spui, aceasta a răspuns sec și a schimbat subiectul. Știu sigur că eu am pățit-o astfel. Ideea e că oamenii urăsc schimbările, necunoscutul și noul ne sperie. E atât de frustrant încât îți vine să urli la acea persoană. Cum poți să fii atât de orb și să nu vezi ce îți arăt? Oamenii se schimbă doar când li se întâmplă atrocități în viață, iar deseori ei nu o fac în bine, ci se afundă în propria amărăciune. Am avut argumente cu oameni mai în vârstă decât mine, iar când le explicam în așa fel încât ce spun să fie logic, ca să nu existe cale și loc de interpretări, ei, în loc să-l accepte, începeau să mă atace la persoană, neavând ce să spună cu adevărat. Exemplu cel mai bun ce-mi vine în minte sunt certurile dintre politicieni. Niciodată nu vei vedea ca unul din ei să-și ceară scuze sau să admită că a greșit. Un alt exemplu ar fi să încerci să schimbi viziunea sau religia unui preot, ori a unui fanatic religios de oricare religie. Îți garantez 100% că nu vei avea nicio șansă. Lucrurile acestea se întâmplă deoarece există două tipuri de mentalități pe care oamenii le pot avea: mentalitatea rigidă și mentalitatea flexibilă. Marea majoritate au o mentalitate rigidă. Cu cât un om îmbătrânește, cu atât mentalitatea lui se rigidizează. Asta dacă nu ia decizia conștientă ca până în pragul morții să lucreze să-și o schimbe într-una flexibilă. Mentalitatea rigidă îți expune că inteligența e statică și îți induce dorința de a părea deștept, deci și tendința de a fi defensiv sau de a renunța ușor la provocări, de a renunța ușor la obstacole, fiindcă începi să le eviți, de a percepe efortul ca inutil sau chiar mai rău, de a ignora critica și de a te simți amenințat de succesul celorlalți. Drept urmare, e posibil să te plafonezi mult mai devreme și să nu-ți valorifici întreg potențialul. Eu așa eram înainte, de aceea nici nu-i judec pe cei ce sunt așa. Poți să încerci să le-o schimbi, însă eu am trecut prin asta și tot ce-ți pot zice e că e o muncă sisifică. Ce poți să faci în schimb cu adevărat e să te înconjori de oameni cu o mentalitate flexibilă. Acești oameni sunt precum safirele, foarte rari, însă când îi descoperi trebuie să-i prețuiești și să încerci să le oferi valoare într-o formă sau alta. Eu prefer tot timpul, când ies la o întâlnire de afaceri, să plătesc consumația. Sunt sute de astfel de gesturi mici, care în timp se adună, iar după ce alegi prietenii adevărate cu astfel de persoane, vei avea doar de câștigat. De la afaceri, pe care le puteți demara împreună, până la relații și suport. Una e când ai o problemă să apelezi la un CEO cu mentalitate flexibilă și alta e să apelezi la o persoană care vede totul negativ, cu o mentalitate rigidă. Nu e nevoie să fie ajutorul strict monetar, poate fi vorba de o idee sau de un sfat. Vei vedea că deseori persoanele cu mentalitate flexibilă sunt mai sus decât tine. Ți-am spus despre mentalitatea flexibilă, însă nu ți-am explicat-o. Permite-mi. Ai mentalitate flexibilă atunci când ești convins că inteligența poate fi dezvoltată, deci îți induce dorința de a învăța, deci și tendința de a accepta provocările, de a te încăpățâna în fața eșecului, de a vedea efortul ca pe o cale spre perfecțiune, de a învăța din critici și de a trage învățăminte și de a te inspira din succesul celorlalți. Vreau să-ți mai zic că viața cu o mentalitate rigidă e lipsită de culoare. Amintirea mea de când aveam vechea gândire era că totul avea nuanțe gri. Efectiv, nu exista speranță. Cea mai mare schimbare a mea a fost în timp ce viața îmi era în colaps. Doar atunci am avut norocul să dau de niște persoane din online care activau în sfera dezvoltării personale. Eram dispus la orice schimbare, fiindcă viața mea de atunci era de rahat și altă alternativă nu exista. De la ei am învățat câteva lucruri esențiale, cum ar fi: cărțile sunt de mai multe feluri. Până în acel punct, credeam că lecturile erau de tip beletristic, iar pe mine acestea nu m-au atras niciodată. Nu că nu sunt interesante, doar că atunci când eram copil, ai mei mă obligau să citesc. Am rămas cu traume când venea vorba de citit. Toți cei care mă cunosc, inclusiv familia, nu pot să creadă cât de mult m-am schimbat.
efectiv nu mai sunt cel din trecut și asta s-a datorat faptului că am aflat că există și alt tip de cărți. Spirituale, psihologice, științifice, de dezvoltare personală, biografii, cărți despre cum să faci bani, cărți despre afaceri, etc. Sfera non-ficțiunii e largă și există zeci de domenii interesante. Însă schimbarea nu ar fi avut loc dacă eu nu l-am și o acțiune concretă în acest sens. Acea acțiune e că citesc minim o oră pe zi. Și nu mă refer la cititul de pe Facebook, ci la citit lectură adevărată. Nu-ți pot spune câte lucruri bune au izvorât din acest obicei. Mă gândesc la citit ca la băutul apei sau ca la insulina pentru diabetici. Dacă nu o fac, mor. Efectul de domino a izvorât din acest obicei și schimbarea mentalității a fost doar o parte inerentă. Trebuie să reții că totul este posibil și totul se poate realiza. În carte este un caz de studiu excelent. Două grupuri de oameni, fără pregătire la desen, sunt puși să picteze o casă. Casele făcute de ambele grupuri sunt rudimentare. Însă după aceasta, grupul al doilea e luat deoparte timp de 15 minute, iar niște profesori îi învață cum să picteze. După cele 15 minute petrecute alături de pictori, celor două grupuri li se cere să deseneze din nou casa. Primul grup face o casă la fel de simplă ca cea inițială. Însă al doilea grup, după doar 15 minute de învățat, reușește să facă un desen profesionist. Mie mi-a plăcut această poveste și vreau să înțelegi că 99% din existența ta o poți îmbunătăți cu un efort susținut. Schimbarea e cu adevărat posibilă și tot ce ține de tine e să-ți schimbi mentalitatea și viața ta va începe să prindă culoare și sens. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube We Love Books și să dați like paginii de Facebook We Love Books More pentru a vedea altele asemănătoare în viitor.